Îi dăm slavă Domnului pentru această dimineață, mulțumim Domnului că a îngăduit să fim aici la închinare cu voi. Vreau să spun din toată inima, încă de la început, Domnul să vă binecuvânteze. Pe toți aceia care au spus amin, că unii n-au spus amin. Și ce bine se vede de aici în față. Și dacă de aici în față se spune Domnul să te binecuvânteze și tu taci, spune Biblia clar, deschideți gura larg și ți-o voi umple. Spunea cineva, soră, așa să spui amin în adunare, cum strigi la bărbatul tău acasă? Că te aud vecinii. Încă o dată zic, Domnul să te binecuvânteze. Amin. Domnul să-ți asculte toate rugăciunile. Amin. El să-ți împlinească toate dorințele care sunt după voia Lui. Vreau să încep printr-o cântare, o cântare care mi-e dragă, care îmi place, e o cântare specială pentru mine și am să vă spun de ce e specială. Am făcut, frații mei, dacă pot să spun așa, un legământ cu mine însumi și am zis, Doamne, nu mă lăsa niciodată în viața mea să cânt ceva ceea ce nu trăiesc. Și sunt unele cântări, fraților, trebuie să le cunoaștem, pe care tare greu le cântăm. Și vă dau numai două exemple. Avem noi o cântare care spune așa, frați pe frați să se iubească din tot sufletul așa, încât unul pentru altul, viața însăși să-și o dea. Am fost într-un sat unde erau 50 de pocăiți și așa de mulți se iubeau între ei că au făcut 3 biserici. Nu zic mai mult. Mai avem o cântare și mai frumoasă care zice, Doamne, toată energia mea pun la dispoziția. Dar oare chiar așa e cum cânt? Oare și ce înseamnă asta? Toată ființa ta, toată puterea ta, toată energia ta, tot ce ești, tot ce ai, pui la dispoziția Domnului? În urmă cu mulți ani, Dumnezeu a îngăduit să trec printr-o încercare și El a hotărât că trebuie să trăiesc viața aceasta pe acest pământ fără amândouă mâini. Stau, frații mei, aici înaintea voastră, nu să vă spun că e greu, că vedeți, asta e o modă astăzi, chiar și printre pocăiți. Toată lumea spune că e greu. Nu contează că cu cine te întâlnești, cu cine vorbești, nu contează că trăiești în România, în Germania, în Spania, în America, nu, asta e important. Toată lumea spune că e greu, ceea ce e trist și dureros, că de multe ori noi, pocăiții, spunem că e greu. Tu și eu, ascultă-mă acum. Noi care L-am cunoscut pe Dumnezeu, un Dumnezeu care vindecă cancerul, spune amin acum. Un Dumnezeu care înviază morții. Un Dumnezeu care înmulțește mâncarea anuală ta. Și tu și eu care îl cunoaștem pe acest Dumnezeu, spunem la cel din stânga și cel din dreapta, cum e, frate? Greu, zici. Ca pe pământ, n-ați auzit? La tine totdeauna e greu, toată viața numai greu a fost. Sunt aici înaintea voastră, frații mei, cu toată tăria și vă spun. Nu sunt în fața voastră să vă spun că e greu, nu. Și să vă spun așa cum spune poetul cântării, și fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Aș vrea să cânt doar două strofe din cântarea asta, să mă ajute cineva la orgă dacă se poate. O cântare frumoasă, o cântare veche, o auzeam în fiecare dimineață. Când mă trezeam din patul meu, țin minte, eram copil, auzeam cântarea asta. Dar nu auzeam nici la casetofon, nici la CD-ul, ca să spunem CD-ul, știți? Era o ființă dragă care astăzi nu mai este. Bunica mea, aceea care m-a îngrijit o viață întreagă. Și în fiecare dimineață, cu glasul ei dulce, cânta așa. Iisus al meu, prieten bun, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Când merg pe drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine? Și acum ascultă. Și fie boala cât de grea, nu? Fie durerea cât de mare, fie criza asta cât de lungă, că nu se mai gata, eu pot să spun cu toată tăria, Doamne, e așa ușor când Tu ești în viața mea.
Poți să spui și tu așa. Poți să cânți cu toată inima Domnului. Când merg pe drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine. Și mai tare. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. E așa de minunat să poți să-i spui Domnului asta. Suntem aici datorită Harului Dumnezeu și apoi suntem împreună cu familia Ilea, prietenii noștri din Oradea. Dar dacă suntem aici, nu vreau să înalț un om acum, sunt îndatorită fratelui Vasi care a intermediat această întâlnire a noastră. Și de ce spun asta? Ascultați-mă bine. Vasi a fost și prietenul meu de mult timp, el a condus mașina noastră, am făcut sute de mii de kilometri împreună în lucrarea Domnului. Cu ocazia s-a și însurat, știți? Spun asta că spunea cineva, dacă o să spun ceva ce nu o să vă placă, să vezi pe cine să dați vina, că nu-i vinovat cine vorbește, e vinovat cine l-a dus. Dar pe noi aici ne-a dus Duhul Domnului, mărit să fie numele Lui. În câteva cuvinte vreau să vă spun cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. Mă numesc Sergiu Nichescu, sunt aici frați, poate care ați auzit mărturia asta în alte biserici. Ea a fost difuzată și pe un canal național de televiziune și poate că cineva din voi a văzut la televizor sau pe internet. Dar așa cum spune apostolul, care e mai mare ca noi toți, mie nu mi-e greu să repet, iar vouă este de folos. Și știu sigur că Dumnezeu are să vorbească măcar unui suflet în dimineața asta. Mă numesc Sergiu Nichescu, m-am născut în Orșova, un oraș lângă Băile Herculane. Încă de la 8 zile am rămas orfan de tată. Tatăl meu m-a părăsit și pe mine și pe mama mea, m-au înfiat bunicii mei. Bunicul meu a murit când eu aveam un an jumate și am rămas eu și fratele meu singur cu bunica. Timpul a trecut, anii au trecut și cineva a chemat-o pe bunica mea la adunare din oraș. Ascultă acum, a intrat bunica mea în casa Domnului pentru prima dată în viața ei. A auzit cuvântul Domnului tot pentru prima dată în viața ei și l-a primit pe Domnul Iisus în inimă. Nu i-a trebuit 100 de predici, înțelegi? Nu i-a trebuit 100 de evanghelizări. I-a auzit odată și a fost destul. S-a hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus și în apa botezului. Și așa cum spune Biblia, atunci când vei dori să urmezi calea Domnului, vei avea de dușman chiar pe cei din casa ta. S-au adunat toate neamurile noastre. Atunci am aflat și eu câte neamuri am, știți? Că atunci când vrei să te pocăiești, să vezi câte neamuri ai. Când ai datorii, nu prea ai neamuri. Au venit toți, au înconjurat-o pe bunica mea și au convins-o să se lasă de biserică. Din ziua aceea, bunica mea n-a mai mers la adunare și mai mult, din ziua aceea ne-a oprit și pe noi copiii. Numai că s-a întâmplat ceva și aici vreau să mă ascultați cu atenție. Din ziua când bunica mea a încetat să mai meargă la adunare, mâine zi, frații din biserică erau la noi la ușă. Știți că așa era înainte, fraților? Păi dacă duminică lipsea unul din adunare, frații erau luni la el acasă. Că asta e familia Domnului. Frații mei, putem să zicem noi ce vrem, iertați-mă. Putem să predicăm până dimineață și să cântăm până răgușim. Casa Domnului, aici noi suntem familia Domnului. Am un prieten în Timișoara și mi-a zis, măi, vin în biserica cu tare, nu vă spun care biserică. Zice, vin la ei în adunare de 3 luni jumate și nu m-a întrebat nimeni, cine ești tu? Înțelegeți? Asta e boala bisericilor de oraș, frații mei. Vin oamenii ca la spectacol, pleacă ca la spectacol. Noi suntem o familie. Am fost într-un sat și cineva ne-a invitat la masă la prânz, seara ne-a invitat altă familie la masă. Și ăștia care ne-au invitat seara au zis, auzi, ați fost la cutare la prânz la masă? Zic, da. Zice, cum au în casă? Și-o mai schimbat mobila, perdelele, parchetul. Zic, băi, fraților, dar voi n-ați fost la ei în casă? Zice, ascultați, ce n-am fost de 10 ani. Frați din aceeași biserică. Frați care locuiesc pe aceea stradă. Și venim în adunare, fraților, iertați-mă, și cântăm, suntem o familie.
Pe auzi, dacă te tai la deget, nu așa că te doare tot trupul? Dacă nu te doare de fratele tău din adunare, mă îndoiești că ești în trup. Uite-te în adunare și vezi cine îi lipsește de aici. Du-te acasă, pune mâna pe telefon, că aveți telefoane, alții aveți și două. Alții sună și în biserică. Și sună la fratele tău. Și întreabă-l, ce-i cu tine, ce nevoie ai, pot să fac ceva pentru tine, ai mâncat astăzi? Înțelegeți, frații mei? Încă o dată spun, iertați-mă, putem să stăm aici până dimineață. Noi suntem o familie și haideți să fim o familie. Veneau frații la noi acasă, repet, în fiecare zi. Și ne spuneau, nu vă jucați cu Dumnezeu. Nu așteptați ca Dumnezeu să vă vorbească în alt fel. Dragii mei, n-au trecut decât 3 luni de zile de când bunica mea s-a lăsat de adunare, de biserică. Și pe data de 13 august 1980 aveam 10 ani. Mă jucam cu copiii de vârsta mea pe lângă un transformator de curent prin care trec peste 20.000 de volți. M-am urcat la 4 metri înălțime și de acolo am căzut și în cădere m-am prins cu mâna stângă de împământare de bara aceea care face legătura cu pământul. Am încercat să mă ridic într-o mână și n-am putut. Și atunci m-am prins și cu mâna dreaptă de firul de curent. Curentul a intrat prin mâna dreaptă și a ieșit prin mâna stângă. A carbonizat mâna prin de a intrat și a carbonizat mâna prin de a ieșit. M-a aruncat de la 4 metri direct în cap pe ciment. Și toți cei din jurul meu au crezut că a murit. Dar ascultați, atunci când toți au zis că a murit, a fost unul singur care a zis să trăiască, mărit să fie numele Lui. Și dragul meu, să știi ceva, când Dumnezeu rostește în dreptul tău viață, viață va fi. Orice vor zice oamenii, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Cineva m-a luat pe brațe, m-a dus în grădina unui vecin și acolo m-a îngropat în nisip până la gât. Cei care nu știți, când te electrocutezi la o tensiune mare, curentul rămâne în trupul tău, în corpul tău, până ești acoperit cu pământ sau nisip și abia atunci se scurge. M-a îngropat în nisip până la gât și abia atunci curentul din trupul meu s-a scurs în pământ. M-au dus la spital la Orșova, unde m-am născut, de acolo m-au trimis la Timișoara și aici, directul spitalului de copii de la Timișoara s-a uitat la mine, s-a uitat la părinții mei și s-a zis așa, ce rost are să trăiască. Puneți-l într-un pat și lăsați-l acolo să moară. În 24 de ore va muri. Nu va putea să muncească niciodată, va fi o povară pentru familie, pentru societate. Puneți-l într-un pat și lăsați-l să moară. Și m-au pus într-un pat, fraților, și a așteptat să moară. Și acum ascultați. Mama mea care m-a născut, când m-a văzut pe patul morții, știți ce a făcut? A dat fuga într-o biserică din Timișoara, a căzut în mijlocul bisericii în genunchi și a început să se roage cum a știut ea. Imaginați-vă numai o femeie la aproape 30 de ani care nu s-a rugat în viața ei. Că așa sună, știți, se roagă la Dumnezeu numai la nevoie. Omul lui Dumnezeu, păstorul care predica aici la Amvon, s-a oprit din predică, a închis Biblia, fraților. S-a dat jos de la Amvon, s-a dus în mijlocul bisericii lângă mama mea, a pus mâna pe ea și i-a zis, femeie, copilul pentru care tu te rogi nu va muri, căci însuși tu ai vrut să-l omori încă din pântecele tău, dar eu nu te-am lăsat. Fraților, când a auzit ea asta, era secretul vieții ei, era lucru pe care credea că nu știe nimeni din lumea asta. O trecut mulți ani până eu am aflat că atunci când mama mea a fost gravidă cu mine, a luat toate medicamentele din lume, a făcut tot ce se poate face să facă avort și n-a putut. Și Duhul Domnului, după 11 ani, a descoperit-o în mijlocul bisericii. Și a zis, du-te, femeie, că acest copil nu va muri, că tu cu mâna ta ai vrut să-l omori. S-a ridicat de pe genunchi mama mea, încredințată că Dumnezeu i-a vorbit. Că atunci când Dumnezeu vorbește, El descoperă taina inimii. S-a dus la spital, a intrat în gabinetul doctorului și a spus, tovarășe director, cum era pe timpul ăla, să știți că acest băiat nu va muri, că așa mi-a vorbit Dumnezeu. Și când Dumnezeu vorbește, cuvântul Lui se împlinește, aleluia. A trecut o zi, a trecut două, a trecut trei. După calculul lor trebuia să mor în 24 ore. Au trecut 4 zile, nu s-a întâmplat nimic. În a 5-a zi, aici vreau să mă ascultați cu mare atenție, că avem de învățat noi ca și pocăiți. În a 5-a zi, pe ușa spitalului a intrat un om, parcă îl văd și acum, un om înalt, un om cu părul alb, un om care spunea el așa, de 5 zile nu pot să dorm, n-am pace, n-am liniște, n-am somn, n-am odihnă, Dumnezeu m-a trimis aici.
Omul ăsta, frații mei, căruia Dumnezeu a zis, scoală-te și du-te, ascultați, nu era altcineva decât fostul director al spitalului, care a ieșit la pensie numai cu 3 luni în urmă. Dar vedeți cum face Dumnezeu. Nu i-a dat pace, nu i-a dat liniște, nu i-a dat somn, nu i-a dat odihnă, până l-a trimis acolo. După ce a discutat cu directorul actual, cu conducerea, cu părinții mei, cu cei din familia mea, el a hotărât și a spus, eu am să-l operez, eu am să-l salvez. El m-a operat, el m-a salvat. Dar ascultați ce vreau să spun acum. Acest om de care Dumnezeu s-a folosit, fostul director al spitalului, omul ăsta care m-a operat și care m-a salvat, fraților, nu era un om pocăit. Și am zis eu, cum, Doamne? Ai vorbit tu uneia nepocăit și ai spus, scoală-te, du-te, că am nevoie de tine astăzi. Și ăsta s-a dus? Extraordinar. Și ne zice Dumnezeu nouă, fiți atenți. Scoală-te, du-te, că am nevoie de tine și noi. Dar, Doamne, mi s-a obosit, nu? N-ați auzit? Și că, frate, noi suntem ocupați. Fraților, vă spun înaintea Domnului, parcă am un nod în stomac, așa, când aud pe unii. Frate, noi suntem ocupați. E adevărat. Haideți să nu ne ascundem după deget. Suntem ocupați pentru Dumnezeu, da. Dar pentru noi, oho. Dacă am putea de dimineața de la 5 până noaptea pe la 2, nu? Tot alergăm, adunăm, alergăm, nu mai obosim niciodată. Interesant. Vă spun asta ca o încurajare, fraților. Am un prieten care n-are 2 picioare. Nu-i departe de aici de voi, într-o comună aici asta. Dar știi ce face omul ăsta fără 2 picioare? Ascultați. Omul ăsta fără 2 picioare aleargă pentru Dumnezeu. Oare cum te simți tu? Când unul fără 2 picioare aleargă pentru Dumnezeu și tu nu? Oare cum te simți tu când unul fără 2 mâini lucră pentru Dumnezeu și transpiră pentru Dumnezeu și tu nu? Oare nu se împlinește cuvântul lui Dumnezeu care spune, ales Dumnezeu lucrurile mici și slabe să le facă de rușine pe cele mari, pe cele tari? Cunosc o femeie care are 80 de ani. N-am vrut să vă spun cine e, dar vă spun. E soacra mea, mama soacra. Știți ce face femeia asta la 80 de ani? Ascultați. Scrie scrisori cu mâna ei și trimite la femeile din pușcărie. Și acum la 80 de ani s-a învățat să bată și la calculator și scoate la imprimantă, știți? Și trimite scrisori la femeile din pușcărie și le scrie despre dragostea Domnului. Și adună bani de la toți frații lui nevastă. Nevastă mea are 9 frați. Și când mergem acasă la București, mama soacă trece pe la toți. Pune și tu 5 lei, pune și tu 10, nu scapi până nu pui ceva. Și face pachet și trimite la femeile din pușcărie. Și într-o zi am întrebat-o, mama, dar ce scriu femeile astea? Ce vine o să-ți arăt. M-a dus la birou ei, acolo are birou cu calculator, așa. O scos o scrisoare de la o deținută. Știți cum începea scrisoarea aceea? Ascultați. Tu ești mama noastră. Noi care nu avem pe nimeni, suntem părăsite de toți. Am găsit o mamă. Tu ești mama noastră. Prin tine l-am cunoscut pe Iisus Hristos, Domnul. Extraordinar. Dar poate oameni buni Dumnezeu să lucreze așa pentru o femeie de 80 de ani? Avem noi o cântare care mi-e așa de dragă, numai o strofă vreau să vă cânt din ea, care zice așa. Sunt aici la dispoziția ta, cheamă-mă. Te voi asculta. Stai acolo pe bancă unde ești și fă-ți o cercetare înaintea Domnului și întreabă-te, oare când i-ai zis Dumnezeu, Doamne, sunt aici? Nu știu cum, nu știu în ce fel, dar dacă tu te folosești de oameni fără mâini, de unii fără picioare, de bătrâni de 80 de ani, Doamne, oare nu te poți folosi și de mine? Știți cum spunem noi, fraților? Ce-ar putea să facă Dumnezeu pentru mine? Dar nu, în dimineața asta aș vrea să te întreb, așa, Doamne, ce-aș putea să fac eu pentru tine? Ce faci tu în locul ăsta? Care-i slujba ta în casa Domnului? Cum te folosește Dumnezeu pe tine? Nu e așa că nu i-ai spus de mult Domnului, Doamne, sunt aici? Vrei să-i spui în dimineața asta împreună cu mine? Poate ți-ai pus talentul, ți-ai îngropat talentul, știți? Că sunt unele fete care așa frumos cântă și spun poezii și după ce se mărită, gata. Nu le mai vezi că cântă, nu mai vezi că spun poezii. Poate ți-a dat Dumnezeu un dar și l-ai folosit în tinerețea ta și acum l-ai îngropat. N-ai vrea în această dimineață să-i spui Domnului, Doamne, sunt aici, folosește-te și de mine, nu știu cum, nu știu în ce fel. Dar nu neapărat să cânți aici, să
predici. Poate Dumnezeu vrea să fii mână. Poate Dumnezeu vrea să fii picior. De când n-ai pus în plasa ta două mere și o portocală și te-ai dus la capul unui bolnav? De când? Nici nu mai știi. N-ai vrea împreună cu mine în această dimineață să-i spui Domnului, Doamne, sunt aici? Sunt aici la dispoziția ta. Cheamă. M-a sfârșit cu așa căldură că m-am încălzit deja. Domnul să vă țină caz așa și mai cald. Revin. Am stat 3 luni în spital, 3 luni de suferință. Dumnezeu l-a folosit pe omul ăsta, a fost directorul spitalului. El m-a salvat, el m-a operat. Au fost dureri, frații mei, pe care nu le pot spune în cuvinte. Vă spun doar atât. Luam 16 injecții pe zi. A trebuit să-mi fac injecții intravenos, adică în vene. Și pentru că mi s-au spart toată vena de la picioare, o lună jumătate am luat injecții, nu am venit de sub limbă, am ajuns să nu mai pot să mănânc, să nu mai pot să vorbesc. Au fost dureri, repet, pe care nu le pot spune în cuvinte. Dar le-am trecut, am ajuns acasă. Și acum toți și din casa mea, toate neamurile noastre, aceia care s-au împotrivit ca bunica să pocăiască, au venit la noi acasă și au spus la bunica mea, du-te la adunare. Dar ce a făcut schimbarea asta în ei? Și ce a făcut schimbarea asta în ei? Ascultați. Și au dat seama cei din casa mea, frați și surori, că au de-a face cu un Dumnezeu cu care nu te poți juca ca și cu un copil. Și au dat seama cei din casa mea că au de-a face cu un Dumnezeu pe care nu-l tratezi ca și pe un copil. Poate vei sta unde stai acolo pe bancă, vei zice, dar frate, eu nu m-am jucat cu Dumnezeu, te cred. Dar te întreb ceva, ai zis vreodată în viața ta așa, Doamne, dacă mă scapi, am să mă pocăiesc. Ai zis. Și ascultă-mă, te-a scăpat Dumnezeu și nu odată, de 100 de ori. Și nu te-ai pocăit. Doamne, dacă îmi dai, dacă îmi faci, dacă mă ridici, te-a scăpat Dumnezeu, te-a ridicat Dumnezeu, când ai zis că nu te mai ridică nimeni. Și ai rămas la fel. Și și-am observat, frații mei, ascultați-mă acum, că oricât ne-ar dat Dumnezeu nouă, tot nu ne ajunge. Vedeți? Dacă Satana intră în adunare cu ceva, fiți atenți aici. Să știți că el nu vine cu duhul de curvie, cu duhul de beție, că astea, vin și cu astea, dar asta mai puțin așa. Știți cu ce vine el? Vine cu ceva ce prinde bine la pocăiți. Așa prinde asta la pocăiți ca lipitoarea. Știți ce prinde bine la noi? Duhul de cârtire, fraților. Și spline bisericile de oameni cârtitori. Mi-amintesc că părinții noștri, bunicii noștri umblau în opinci. Și munceau de dimineața până seara pentru o farfurie de mâncare. Și erau mai fericiți ca noi, erau mai mulțumiți ca noi. Nu e așa? Că dacă ai 2 camere, vrei 4. Dacă ai 4, vrei 8. Că dacă vine Satana între noi cu ceva, cu asta vine, să știți. Cu duhul de cârtire, cu duhul de nemulțumire, cu duhul de îngrijorare. Am aflat că evreii aveau o rugăciune și mi-a plăcut, vreau să vă spun asta. Că poate n-ați știut. Se ridica evreul în picioare tata și se ruga așa. Doamne, îți mulțumesc și pentru pâine și pentru apă, și pentru holdă și pentru țarină, și pentru familie și pentru copii. Și înșira acolo evreul toate binecuvântările Domnului, toate. Și la urmă ascultați cum spunea el. Gata, Doamne, ajunge. Oprește-te. Prea mult mi-ai dat. Extraordinar. Prea mai binecuvântat, Doamne, gata. M-am cutremurat, fraților, mi-a dat Dumnezeu harul ăsta să umblu în atâtea biserici. Dar n-am auzit pe frații noștri români să se roage așa. De la Timișoara la Suceava, la Suceava la Constanța. Și cum se roagă frații noștri români? Dă-ne, Doamne, dacă poți, toarnă cu cifa, cu betoniera, cu camionul, cu ce vrei tu, numai dă. Avem și o cântare care sigur o știți, că nu-i biserică să nu se știe. Îți mulțumim că tu ne dai și noi. Da, v-am zis că o știți. Tu numai dă-ne, Doamne, toarnă, Doamne. Frații mei, cred că a venit dimineața, a venit ziua, când Dumnezeu are pretenția de la tine să nu-i mai ceri nimic. Și dacă mi-aș dori ceva pentru voi în această dimineață,
Mi-aș dori ca Dumnezeu să lase vindecare peste voi. Amin? Vedeți că când e vorba de vindecare, toți spun amin. Să ne vindece Dumnezeu și în trup, da, că avem nevoie. Dar să ne vindece Dumnezeu de orice duc de cârtire, vreți, fraților? De orice duc de îngrijorare, de orice duc de apăsare care ne apasă de dimineața până seara. Și în gura mea și în gura ta să nu fie decât lauda Domnului. Amin? Revin. Și-au dat seama cei din casa mea că s-au jucat cu Dumnezeu. A început bunica mea să meargă la adunare, ne-au luat și pe noi copiii, dar vă mărturisesc, au început în viața mea an de ceartă, an de răzvrătire împotriva Domnului. M-am certat cu Dumnezeu, fraților, 7 ani. Nu știu dacă te-ai certat cu Dumnezeu vreodată, dar eu îți spun, m-am certat cu Dumnezeu 7 ani, în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare lună, în fiecare an. Am ieșit într-o zi de la școală, nu pot să uit. Aveam 13 ani, era o zi de vară, o zi călduroasă, o zi cu peste 35 de grade afară. Când am ieșit pe ușa școlii, m-am uitat, toți copiii din clasa mea, toți aveau câte o înghețată în mână, numai eu n-aveam. Și am plecat spre casă, ascultați. Și am văzut pe unul care iese dintr-un bir și îl cunoșteam și ține în mâna lui, știți ce? O sticlă de băutură. Și am zis, Doamne, Tu n-ai fost drept. Tu n-ai dat șansa unui copil de 13 ani să țină în mâna lui o înghețată? Și ai lăsat pe unul om în toată firea să țină în mâna lui o sticlă de băutură și ăsta te înjură? Oare ce Dumnezeu ești tu? Și fraților, vă spun înaintea Domnului, m-am certat cu Dumnezeu 7 ani. Până într-o seară, când în biserica mea, unde eu am crescut, a venit un om al lui Dumnezeu, un om trecut prin încercări mari și acum nu-i timp să vorbim de el. Și omul ăsta a stat aici la microfon înaintea noastră și a zis așa, fraților, Dumnezeul nostru nu greșește niciodată și Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate să ducă. Acum vă spun ceva, să nu ne audă nimeni, știți, numai noi de aici. Am auzit eu cuvântul ăsta de la mulți, dar știți ce am făcut, fraților? M-am uitat la cine îl spune. Noi care predicăm, știți cum scăpăm, scăpăm ușor. Fraților, nu vă uitați la noi, uitați-vă la Domnul Iisus, da, de unde? Omul din bancă se uită la tine care vorbești. Că e mai ușor să vorbești despre Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Dar e greu să vorbești despre Dumnezeul tău. Și m-am uitat la omul ăsta care vorbea și am zis în sinea mea, fraților, frate, vorbești din teorie. Pentru că, fraților, oricum ați vrea voi, o cântare cântată din știință și una cântată din inimă se cunoaște. Înțelegi? Un cuvânt spus din lăuntru vieții tale și unul luat de pe internet se simte. Și m-am uitat la oamenii care veneau în biserica noastră și spuneau Dumnezeu nu greșește și am zis, frate, asta e teorie. Dar a venit în biserica noastră omul ăsta și a rostit 2 fraze, atât. Dumnezeu nu greșește niciodată și Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate să aducă. M-am uitat la el și am zis, asta nu e teorie. A fost prima seară în viața mea, după 7 ani, când i-am spus Domnului, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat, dar vreau să-ți mulțumesc pentru ce mi-ai luat. Acum. Nu știu când a fost ziua aceea în viața ta când i-ai spus Domnului, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai luat, nu știu. E adevărat că e greu și cine zice că nu e greu, minte. Am un prieten în Timișoara care până mai anii trecuți a fost milionar în euro. Un om care a ținut în mâinile lui milioane de euro. Și cu criza asta a pierdut tot. Casă, mașină, afacere, fabrică, muncitor, tot. Într-o zi m-am întâlnit cu el într-un magazin și mi-a zis, auzi, am vrut să mă urc într-un tramvai, am vrut să iau un bilet să mă urc într-un tramvai și n-am găsit în buzunarul meu 2 lei să iau un bilet de tramvai. Fraților, noi nu știm ce înseamnă asta. Poate ai numărat și tu în mâna ta 1000, 10, 100, nu știu cât ai numărat, dar un om care a ținut în mâinile lui milioane de euro într-o zi să n-aibă 2 lei de tramvai. Să cază la înălțimea asta, vorbesc. Și știi ce mi-a spus el? Totuși, am putut să-i spun Domnului, Doamne, îți mulțumesc și pentru ce mi-ai dat și pentru ce mi-ai luat. Frații mei, ascultați ce vă spun. Asta e o putere pe care cei de afară, cei din stradă, nu au. Puterea asta nu ai decât prin Duhul lui Dumnezeu. Vezi pe câte unul care trece printr-o încercare, așa zisă încercare, scutură Dumnezeu covorul de sub picioarele lui un pic și la pământ, e prăbușit, nu mai vine la adunare, trebuie să-l duci cu comitetul.
Pe unde e puterea, frații mei, pe care a avut-o psalmistul când a zis, chiar dacă ar fi să trec prin șomaj, nu? Prin criză, prin boală, prin ce să trec? Prin valea umbrei morții. A zis, eu nu mă tem că tu ești puterea mea, tu ești cu mine. Dacă mi-aș dori ceva pentru voi, mi-aș dori asta. Domnul să vă umple de puterea asta. A fost seara în viața mea când am spus Domnului, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai luat, dar și pentru ce mi-ai lăsat. Mă grăbesc un pic că la 11 trebuie să plecăm. Văd că n-a spus nici ceas acolo în față, minunat. Mă străduiesc de mult să găsesc o biserică fără ceas și n-am găsit. Văd că asta e prima, slavă Domnului. Asta e o biserică, să mă uit în spate atunci. Mai avem un pic. A fost seara, repet, în viața mea când am spus Domnului, Doamne, îți mulțumesc și pentru ce mi-ai dat, și pentru ce mi-ai luat, dar și pentru ce mi-ai lăsat. Acum vreau să vă spun ce mi-a lăsat Dumnezeu scurt. În ziua când am venit din sala de operații în salon, fraților, aveam 10 ani. Când am deschis ochii și m-am văzut așa, furam în două mâini. Când mi-am dat seama, dragii mei, că toată viața cineva va trebui să mă spele, să mă îmbrace, să mă hrănească, să mă îngrijească. Deși nu eram decât un copil. Am ridicat privirea în sus, știți că din poziția culcată cerul se vede cel mai bine. Ține minte fraza asta. Din poziția culcată cerul se vede cel mai bine. Am ridicat privirea în sus către Dumnezeu și am făcut o rugăciune ca la 10 ani. Ascultați rugăciunea unui copil de 10 ani. I-am spus Domnului, Doamne, nu știu de ce Tu m-ai lăsat așa. Nu știu de ce Tu ai vrut să trăiesc așa. Dar eu știu și cred că dacă Tu vrei, Tu poți și ai puterea. Chiar să-mi dai mâinile înapoi. Fraților, ascultați-mă bine, am crezut rugăciunea asta ca un copil. Știți, copiii nu cred simbolic, nu. Am crezut-o fizic. Am crezut că într-o dimineață o să mă trezesc și o să-mi privesc palmele și degetele, așa cum crede un copil. Și m-am rugat așa un an, doi, cinci, zece, 15 ani, 17 ani. Și acum nu mai eram copil. 19 ani. Și Dumnezeu întârzia. Și acum, poate să vă mirați de ce o să zic. După 19 ani, într-o zi de toamnă, Dumnezeu m-a ascultat. Mi-a dat Dumnezeu mâine înapoi, știți cum? Prin soția mea care este aici cu mine. Și am spus-o în orice biserică, o spun și la voi, că nu pot să nu spun, frații mei. Mi-a dat Dumnezeu și cea mai bună, și cea mai frumoasă, și cea mai credincioasă soție din toată lumea asta. Amin. Putea să spuneți amin mai tare, că nu mă supăram, să știți. Mulțumesc. A venit la mine într-o biserică un frate și mi-a zis, auzi frate, ai vorbit bine, numai că ai greșit într-un loc. Și m-am gândit eu, mă, zic, am dat de unul de ăsta care umblă cu dicționarul prin biserici, că mai avem și noi, știți. El din toată predica a rămas cu greșeala. Zic, dar unde am greșit, frate? Zice, ai zis că soția ta e cea mai bună și cea mai frumoasă, spune el. Vreau să spun că a mea e cea mai bună și cea mai frumoasă. Și în slavă Domnului. Fraților, mi-e drag, vă spun înaintea lumii, să văd astfel de oameni. Că-s puțini și pe cale de dispariție, dar Domnul poate să-i înmulțească. Spuneți amin, surorilor. Așa, că Domnul poate asculta. Câteva cuvinte vreau să vă spun de soția mea. Nu știu, la urmă, dacă e timp, o să cânt o cântare cu ea. Aș vrea să o lasă pe ea să vă mărturisească, dar nu-i timp, poate altă dată când Domnul îngăduie. Cred că ar fi o mare încurajare pentru voi, în special pentru surori. S-a născut în București soția mea, a crescut în București după Revoluție, a ajuns director de McDonald's, primul McDonald's care a apărut în România. Dar Dumnezeu i-a vorbit într-un mod special și a zis, Dumnezeu, nu-i locul tău aici. A luat-o Dumnezeu din funcția care a avut-o și a trimis-o, știți unde? În canale. Să îngrijească de copiii aceia străzii care trăiesc în canale, copiii aceia plini de bube, plini de râie, plini de păduchi. Și s-a dus în spital și a lucrat voluntar pentru copiii bolnavi de sida, le-a dat la copiii și a să mănânce, a spălat, i-a îmbrăcat, i-a îngrijit și din casa ei, și din familie au întrebat-o, Ligia, de ce faci tu asta? Uită-te în bisericile noastre. Sunt atâta fete, cântă, se roagă, își rup tocurile prin biserică și cam atât. Tu de ce faci asta? I-au zis, nu știu. Dar știu că Dumnezeu mă pregătește pentru lucrare specială. Are Dumnezeu un plan cu mine și cu viața mea. În ziua când am intrat în casa ei, nu pot să uit ziua asta, tatăl ei s-a uitat la mine cu ochi de socru, știți? Spunea cineva, ascultați, fraților, cu ochiul de socru e mai tare ca orice binoclu. Ăsta vede prin tine mai rău ca la rază, știți? Nu-i trebuie 3D. M-am măsurat așa de la călcâie până în creștet și a zis, acum știu.
Acum știu pentru cine a pregătit-o Dumnezeu pe fata mea. M-a tot întrebat eu ca tată, zicea el, de ce a lăsat ea serviciul ei și cariera ei și s-a dus în canale și în spitale și acum știu de ce. Când mama ei a aflat că eu, un băiat fără două mâini, urmează să mă căsătoresc cu fata lor. Ascultați, când mama ei a aflat asta, a zis așa, slăvit să fie Domnul că te-a găsit pe tine, fata mea, vrednică să faci lucrarea asta. Fraților, nu vreau să sunați pe femeia asta, să nu mă înțelegeți greșit, că noi nu predicăm oameni aici. Dar poate n-ai înțeles bine. O mamă care atunci când a aflat că fata ei se va mărita nu cu băiatul primarului, nici cu al notarului, nici cu al păstorului, ci cu un om fără două mâini. O zis, slăvit să fie Domnul. Oare ce femeie asta, frații mei? Repet, nu vreau să vă comparați cu ea, nu. Dar aș vrea acolo unde ești pe bancă, un singur minut să te pui în locul ei. Ce ai fi zis tu? Poate ai și tu o fată acasă, nu? Dacă într-o zi ți-ar fi zis tata, mama, uite, Dumnezeu mi-a vorbit că trebuie să mă mărit cu un om fără mâini. Ce ai fi zis tu? Vedeți, frații mei, iertați-mă, avem noi o vorbă care zice teoria ca teoria, da? Încă o dată zic, poți să predici până dimineață și să cânți până răgușești. Pe Dumnezeu nu-L impresionez cu asta. Nici cu casa, nici cu averea, cu nimic, cu nimic. Să uite Dumnezeu din cerul Lui la un singur lucru în dreptul tău. Cum arăți tu în ochii Domnului? Cât ești de mare în ochii Domnului? Te-ai întrebat vreodată cum te vede Dumnezeu pe tine? Nu cum te văd păstorii, comitetul, nu. Cum te vede Dumnezeu? Te-ai întrebat vreodată? Are soția mea o soră care e misionară în India și mai are un frate care e misionar în Vietnam, acolo unde poți să-ți pierzi viața pentru numele Domnului. Dar asta pentru că au acasă o mamă care a zis, Doamne, dacă al meu copil trebuie să meargă misionar și să moară pentru Evanghelie, dacă asta e voia ta, facă-se voia. Și dacă fata mea trebuie să se mărite cu un om fără două mâini și să-l îngrijească toată viața ei, dacă asta e voia ta, facă-se voia ta. Știți că asta e cea mai grea rugăciune? Doamne, facă-se voia ta. Cu privire la mine, la viața mea, la familia mea, la copiii mei. Și aici nu vreau să intru în subiectul ăsta, fraților, că ăsta doare. Și nu vreau, eu n-am intrat aici să supăr pe nimeni. Dar asta doare tare. Și nici nu-i timp astăzi. Știți că pocăința multora ține până la copii. Pe noștri să-i facă Domnul proroci, evangheliști, cât de mari, cât de renumiți. Pe alții să-i trimită Domnul în canale, în spitale, pe alții, nu pe ai noștri. Înțelegeți? Are Dumnezeu credincioși, cum îmi place mie să spun, are Dumnezeu credincioși de 24 de carate. Nu știu că n-am purtat aur niciodată, dar cred că mai tare ca ăsta noi, nu? Voi care ați mai purtat, poate știți. Are Dumnezeu oameni care strălucesc înaintea Lui. Fraților, vă spun înaintea Domnului, m-am săturat să văd credincioși care scopătează de amândouă picioare. Oameni slabi, oameni care toată viața, frate, noi suntem slabi, noi nu putem, noi ne târâm, dar toată viața numai te-ai târât. Toată viața tu n-ai putut, toată viața tu ai fost slab. Când ai fost tare vreodată? Când? Când s-a putut Dumnezeu lăuda cu tine? Când ai lăsat Duhul lui Dumnezeu să te inunde din călcâie până în creștet? N-ai vrea să-i spui Domnului în această dimineață, Doamne, las Duhul Tău să intre în mine din călcâie până în creștet, să poți să mă folosești 100%. Să pot să spun, Doamne, facă-se voia Ta cu privire la mine, la viața mea, la familia mea, la copiii mei. În urma acestei încercări, toți și din casa mea s-au întors la Domnul, toate neamul nostru. M-a trecut Dumnezeu pe mine prin încercarea asta, că a văzut că pot să o duc cu un singur scop, să poată să întoarcă pe cei dragi ai mei la Domnul. Și cum că un scop? Ca tu în această dimineață să auzi vocea dragostei lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Ascultă-mă. Am fost într-o biserică și acolo în spate era o femeie care stătea în picioare. Și la urmă, mai erau câteva bănci goale și m-am tot gândit de ce stă în picioare. La urmă păstorul mi-a zis, uite-te la femeia asta. Spune, femeia asta a avut un accident și în urma accidentului i-au pus o tijă metalică pe coloana vertebrală. I-au băgat o bară de fier pe șira spinării și nu mai putea sta jos. Nu știu dacă ai văzut în viața ta un om care nu se putea așeza jos pe scaun. Noaptea când se culca, se punea direct în pat
Iar dimineața venea cineva și o ridica direct în picioare, ca pe un stâlp, ca pe un băț. Și 3 ore jumătate a stat femeia asta în picioare și m-am uitat la ea, fraților, și mi-a venit în minte cuvântul lui Dumnezeu care zice: nu vezi tu, omule, că și bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la... Așa zice Dumnezeu. Tu nu trebuie să te pocăiești că ai dat în cap la cineva, nici că ai spart casa al cuiva, și tu trebuie să te pocăiești că eu, Dumnezeu din ceruri, am fost bun cu tine. Și acum te întreb, a fost Dumnezeu bun cu tine? După anul ăsta, numai cu câțiva. A fost Dumnezeu bun cu tine? S-a dat Dumnezeu casă, masă, familie, copii? S-a umplut Dumnezeu masa de binecuvântări și mâncarea ta arunci la porci? Și te mai plângi că e criză? Oare nu ți-e teamă de Dumnezeu? Când masa ta e plină? Când cămara ta geme? Când frigiderul tău nu se mai închide cât e de plin? Nu ți-e teamă de Dumnezeu să zici că e criză? Ba mai mult, a venit în această dimineață la adunare pe picioarele tale, așa e? Dar știu că pentru voi, pentru unul din voi, lucrurile astea sunt așa de mici. Bă, mai mult, te duci după masa asta acasă, te pui la masă și îți duci singur lingura la gură. A fost Dumnezeu bun cu tine? Nu-ți doresc asta, nu știu dacă ți-a dat cineva în gură să mănânci vreodată, nu-ți doresc asta. Dar ai putea să încerci, frate, ascultă-mă bine acum. Ai putea să încerci, fă un experiment. Pune-o din când în când pe soția ta să-ți dea cu lingura în gură să mănânci. O să vezi ceva ce n-ai văzut niciodată în viața ta. Știi ce o să vezi? O să-ți dispară toate mofturile, toate pretențiile. Surorilor, faceți așa cu ei și aveți pace și liniște. Când îi vedeți bosunflați, așa, când îi vedeți scârtitori, dați-le cu lingura în gură să vedeți ce se liniștesc. Cuvântul Domnului spune clar: bunătatea mea te îndeamnă la pocăință. Sau un cap, da, ce frate, dacă nu cu lingura în gură, puteți să dați în cap cu ea. Că până la urmă tot se liniștesc. Bunătatea mea, spune cuvântul Domnului, te îndeamnă la pocăință. Aș vrea să-i spun acum la încheiere ceva Domnului Iisus, să mă ajute cineva la orgă dacă vrea. Aș vrea să-i spun ceva Domnului Iisus și dacă tu vrei care ești pe bancă, aș vrea să-i spui împreună cu mine așa. Am nevoie de tine, am nevoie de tine, am nevoie de tine, Iisuse Domnul meu. Da, Doamne, am nevoie de tine, dar nu așa cum are lumea. Știți cum are lumea nevoie de Dumnezeu? Ceea ce e trist, că mulți pocăiți fac așa. Ascultați. Doamne, am nevoie de tine că merg la spital. Doamne, am nevoie de tine că n-am bani. Doamne, am nevoie de tine că acum am murit fata sau așa. Și apoi, Doamne, acum mi-s bine, mi-s sănătos, nu mai am nevoie de tine. Când mai am nevoie de tine, te mai chem eu. Înțelegeți, frate? Ascultați-mă bine. Dumnezeu nu răspunde la 112. Să țineți asta în cap. Dumnezeu nu răspunde la 112. Are și Dumnezeu număr de telefon, da, știți voi. 5-0-1-5. Psalmul 50 cu 15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ține minte, 5-0-1-5. Fără prefix, că nu prinzi. Cheamă-mă, zice Dumnezeu. Am nevoie de tine, Doamne. Să vii în casa mea, să vii în familia mea. Poți să-i spui așa Domnului? Am nevoie de tine, am nevoie de tine, am nevoie de tine, Iisuse Domnul meu. Și ascultați cea mai frumoasă strofă. Când de mic în adunare, dar o strofă mai frumoasă ca asta nu există. Avem noi multe cântări frumoase, dar cred cu toată inima că nu există în toate cântările noastre o strofă mai frumoasă ca asta. Și îți spun înaintea Domnului, nu trece în viața mea o zi, nu o zi, o dimineață, o seară, să nu-i spun Domnului așa: te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse,
Te iubesc, Iisuse, te voi iubi mereu. Te voi iubi mereu. În viața mea, a unui om fără două mâini, nu trece o zi să nu-i spun Domnului, Doamne, te iubesc. Oare în viața ta cât timp a trecut? Oare când ai spus tu Domnului, Doamne, așa de mult te iubesc? Că așa bine mi-ai făcut, că mi-ai pus pâinea pe masă, că mi-ai umplut masa de bunătăți și mi-ai lăsat mâna să-mi duc singur lingura la gură, așa de mult te iubesc. Am cântat cântarea asta într-o biserică și era un bărbat acolo în spate care cânta mai tare ca tot și la urmă a venit și mi-a zis, frate, sunt pocăit de mulți ani și atâtea binecuvântări mi-a dat Dumnezeu că m-a zdrobit, auzi? M-a zdrobit Dumnezeu în binecuvântări. Și eu ăsta zdrobit de binecuvântările Domnului au trecut în viața mea nu o săptămână sau o lună, ani, ani. Și nu i-am zis Domnului, Doamne, te iubesc. Și am aflat de aia cântare, înțelegi? De aia când mult. Și strig cu toată tăria să mă audă toți că vreau să recuperez. Vă întreb și pe voi. Vreți să recuperați? Sunteți cam tăcuți, așa, nu? Dacă ar fi zăpadă afară, așa v-aș freca un pic. Să vezi cum v-ați înviora. Vrei să recuperezi în dimineața asta anii pierduți? Anii când nu i-ai spus Domnului, Doamne, te iubesc? Te iubesc, Iisuse. Și mai tare. Te iubesc, Iisuse. Aleluia! Te iubesc, Iisus. Te voi iubi mereu. Te voi iubi mereu. Am că ați învățat-o, mai cântăm o dată. Că nu vă las până cântați toți. Să știți, atât cântăm până cântați toți. Și dacă întârziem la biserica cealaltă, tot cântăm. Dar vreau să vă spun istoria acestei strofe. E așa de frumoasă și să vedeți că vă va încuraja foarte mult. Într-o seară m-a sunat un prieten al meu care lucrează în poliție la Timișoara și mi-a zis, vino repede până la Spitalul Județean, stăm aproape de Spitalul Județean din Timișoara. M-am mutat la ceas, era 11 trecut, zic, hai că vin dimineață, zice el, nu vin acum că e urgent. M-am îmbrăcat repede nevastă mea, m-am dus la spital, am alergat spre spital, am ajuns la ușa salonului și acolo prietenul meu mi-a zis, uite aici în salonul ăsta am un coleg, un polițai, are 33 de ani. A avut un accident și a rămas fără amândouă picioare. Spunea prietenul meu, am încercat să intrăm la el, să-i spunem ceva, să-l încurajăm și ne-am scos afară. Frații mei, am stat la ușa salonului și am zis, Doamne, eu o să intru la omul ăsta, dar nu știu ce să-i spun. Puneți-vă în locul lui, ce să-i spui? Să-i predici, ce să-i predici? Fraților, am intrat la el în salon, m-am pus pe pat lângă el și am spus tot ce mi-a dat Duhul Domnului să spun. Când am terminat, s-a uitat la mine și spunea el așa, am avut de gând când ies din spital să-mi iau pistolul din dotare și să-mi trag un glonț în cap. A venit satana la el și a zis, auzi, ai rămas fără picioare, ești necăsătorit, oare cine să mai mărită cu tine? Acum era așa de încurajat că a văzut unul fără mâini însurat, știi? Asta l-a ridicat, l-a încurajat. Și a zis, astăzi îmi dau seama că pot să fiu salvat, iertat, mântuit. După câteva săptămâni am primit un telefon, am fost invitat la o evanghelizare în județul Timiș, la un cămin cultural și, oameni buni, când m-am ridicat în picioare, înainte oamenilor să vorbesc, acolo pe prima bancă, am văzut un băiat care stătea într-un cărucior. Când m-am uitat la el, mai bine l-am recunoscut. Era polițaiul. M-am uitat la cor, am făcut semn la doi băieți de ăștia mai mari, s-au dus la el, l-au luat cu tot cu cărucior pe sus, ascultați. L-a ridicat peste toate băncile și orchestra care era acolo și l-a dus aici în față lângă mine cu tot cu cărucior. Și acum fiți atenți. Am cântat cu el cântarea asta. Te iubesc, Iisuse. Nu vă pot spune în cuvinte. Imaginați-vă o sală plină acolo și înaintea lor unul fără mâini și unul fără picioare. Și ăștia doi cântau cu toată puterea, te iubesc, Iisuse. Oare nu s-a împlinit cuvântul Dumnezeu prin Pavel care zice, ales Dumnezeu lucrurile care nu sunt,
să le facă de rușine pe cele ce sunt. Dar știți ce m-a durut și m-a răscolit, frații mei? Că m-am uitat în sală și am văzut pe unii care nu-și deschideau gura. Și am zis, cum, Doamne? Păi înaintea ta stă un om fără mâini și un fără picioare și ăștia cântă cu toată puterea, te iubesc, Iisuse, și tu în bancă taci? Dar cum poți să taci, mă? Cum poți să taci? Ce inima în tine? Fraților, iertați-mă, m-am uitat la voi. Unii n-ați cântat. Nu mulți, câți eu. Și v-am zis că nu vă las să nu cântați toți. Dar nu știu de ce n-ai cântat, nu știu. Poate ești plictisit, știi? Și unul, frate, dar suntem așa sătui. Dacă ai fi flământ, să vezi ce ai cântat. Nu știu de ce nu cânți. Dar dă-mi voie să spun ceva. Indiferent pentru care e motivul pentru care tu nu cânți, n-ai dreptul să taci. N-ai dreptul să taci. Știți de ce? Că mult bine ți-a făcut Dumnezeu. S-a făcut Dumnezeu bine? Ridică mâna sus. S-a făcut Dumnezeu bine? Păi atunci n-ar trebui să cânți, iartă-mă. Și ar trebui să faci? Să strigi. Să se audă până în centru. Te iubesc, Iisuse. Și mai tare. Te iubesc, Iisuse. Aleluia. Te iubesc, Iisus. Te voi iubi mereu. Te voi iubi mereu. Că despre mine, eu și casa mea, cum spunea Iosu o altă dată, îl iubim pe Domnul. Fraților, stau înaintea voastră, nu știați gândi voi când v-ați văzut, unii poate din voi. Dar o spun cu toată tăria. Sunt aici înaintea ta și o spun cu toată puterea mea. Sunt un om binecuvântat. Știți de ce? Căci îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima. Și atunci ești binecuvântat, vrei să înțelegi? Când Dumnezeu locuiește în casa ta, când în casa ta e pace, e bucurie, e cântarea Domnului, când în casa ta e lauda Domnului, când în casa ta nu e înjurătură și băutură și ceartă, că poți să mănânci toată ziua numai icre negre și măsline, că stă măslina în gât dacă o mănânci cu ceartă, înțelegi? Sunt un om binecuvântat că Dumnezeu mi-a dat cea mai minunată soție din lumea asta. Nu spun ca o laudă, poate altă dată când ne mai chemați, o să o las și pe ea să mă mărturisească. Nu spun ca o laudă asta, Dumnezeu mi-a dat harul ăsta și am avut șansa să fac și școală și toate examenele le-am scris cu gura. O spun asta ca să vezi ce face Dumnezeu când te lași în mâna Lui. Că atunci când toți din jurul meu au venit, parcă m-au înconjurat ca prietenul lui Iov și au zis, tu ești un om pierdut, terminat, ratat. Tu ar trebui să stai într-un colț, să-ți plângi de milă. Ascultați, printre ei toți a venit și Dumnezeu. Și știți ce mi-a zis Dumnezeu? Nu te teme, te voi ține în palma mea. Și spune cuvântul Domnului, cine te va smulge din mâna mea? Necazul? Boala? Strâmtorarea? Cine te va smulge? Sunt un om binecuvântat că acum 11 ani a trimis Dumnezeu în casa mea o fetiță frumoasă. Mi-e așa de drag să vorbesc de ea. Că nu-i biserică unde mă duc să nu spun de ea. Acum 6 ani a trimis Dumnezeu în casa noastră încă un băiețel. Ăsta râde toată ziua, seamănă cu mama sa. E bucuria noastră. Și acum 4 ani jumate a trimis Dumnezeu în casa noastră încă un băiețel. Ăsta face numai prostii, seamănă cu tatăl său. Că... pot să spun cu toată bucuria. Mi-a dat Domnul o prințesă și 2 soldați. Știți? E bucuria noastră. Vreau să vă spun experiența asta și cu asta închei. O să încerc să vă spun de fapt că, vedeți, spunea cineva cu experiență că asta nu se povestește, se trăiește. Într-o seară, acum 2 ani de Crăciun, soția mea a sos la culcare și eu am rămas cu cei 2 băieți noștri acolo la noi în sufragerie. Și ăla mic, cu 2 ani jumate avea atunci, s-a uitat la mine și a zis, tata, noi vrem să-ți facem un cadou. Și am fost tare curios să văd, mă, ce eu pot să zic un copil de 2 ani jumate. Și m-am apropiat de ei de amândoi și am zis, dar ce cadou vreți să-mi faceți voi? Zice ăsta micu, tata, mâine dimineață vrem să mergem cu tine la magazin că vrem să-ți cumpărăm mânuțe. Fraților, vă spun înaintea Domnului, nu știam ce să fac, să râd, să plâng.
Dar știți care a fost cea mai mare dezamăgire a mea? Am zis, oare cum să-i spun eu acum că mânuțele lui tata nu se pot cumpăra? Că îl dezamăgesc și vedeam bucuria în ochii lui a unui copil. Și ca să evit cumva asta, am zis, auzi, tata, n-aveți voi bani să cumpărați mânuțele lui tata, că mânuțele lui tata scumpe. Și ce a făcut ăsta mic? Ascultați. A sărit din scaun, s-a dus în bucătărie, a deschis un sertar de acolo, a luat un ban de la de un leu, de la care se pune la colectă, ați văzut că e plin coșul de un leu. Și-a venit cu el fluturat așa pe sus, cu bucuria unui copil. Și striga că l-auzea toată casa. Uite, tata, aici avem bani, mâine dimineață mergem să-ți cumpărăm mânuțe. N-am înțeles, fraților mei, mult timp, poate niciodată în viața mea, cuvântul Domnului Iisus care a spus, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu vă veți face ca unul din acești copilași, cu niciun chip nu veți vedea împărăția. Atunci am înțeles ce înseamnă credința unui copil. Să crezi tu că te duci cu un leu la doamna vânzătoare și cer mânuțe pentru tata și vei primi. M-a întrebat cineva odată, frate, ce ți-ai dori în viața asta? Și am zis, știi ce mi-aș dori? Asta mi-aș dori. Să am credința unui copil. Să crezi că ceea ce spui se va face. Acum de 12 ani de când am căsătorit locuiesc la Timișoara și într-o zi mi-a vorbit Dumnezeu într-un mod special și prin fetița mea. Vreau să vă spun și asta. Am venit din oraș, țin minte, m-am dus la pătuțul ei. M-am plecat așa peste pătuțul ei că îmi plăcea să o privesc cum doarme. Deodată a fost o experiență unică pentru mine. Asta n-ai cum să uiți niciodată. Deodată a deschis ochii mari, s-a uitat la mine, parcă o văd. Și a fost pentru prima dată în viața mea, fraților, când fetița mea a întins amândouă mâinile spre mine. Fraților, vă mărturisesc ceva. Din ziua când m-am pocăit, Dumnezeu mi-e martor, n-am mai cârtit niciodată în viața mea. Auzi? Niciodată n-am cârtit. Dar în acel moment, când fetița mea, acolo în pătut, stătea cu mâinile întinse spre mine să o iau în brațe, a venit peste mine un duc de cârtire. Și parcă am auzit în urechea mea, ca și cum aud un om, vezi? De ce îl auzi pe Dumnezeu? De ce îi cânți, Domnule? De ce îl slujești pe acest Dumnezeu? N-ai nici măcar șansa asta să zic copilul tău în brață? Exact cum a zis nevasta lui Iov către Iov. Blastă-mă pe Dumnezeu și... De ce îl auzi pe Dumnezeu? Așa mă bucur acum când vă vorbesc. Fetița mea a crescut mare, are 11 ani. Mi-am amintesc că a început să meargă, avea un an jumate. A început să meargă. Când mă vedea, fraților, când veneam din oraș, mă vedea în pragul casei. Știți ce făcea? Venea cu toată fuga ei spre mine, cu fuga unui copil. Și când sărea în gâtul meu, când își încolăcea mâinile după gâtul meu, nu mai lua nimeni de acolo. O țineam așa ca pe sacul de cartofi, știți? Mă strângea cu toată ființa, cu toată puterea ei. Nu știa să vorbească bine, dar zicea, tata, vreau un braț. La un singur lucru m-am gândit, vreau să ți-l spun și cu asta închei. Atunci când stăteam cu ea atârnată de gâtul meu, un singur gând mi-a venit în minte. Bun, bun, bun a fost Dumnezeu cu tine. Puteai să spui amin acum. Și bunătatea asta, ascultă-mă, n-ai meritat-o. Nu, nu. Să nu crezi că ești mai grozav ca altul. Iartă-mă că spun asta. Poate ai părul alb, te respect că ai părul alb, dar trebuie să știi. Să nu crezi că ești mai grozav ca altul, nu? N-ai nicio diplomă în plus. N-ai făcut nimic deosebit în ochii Domnului, dar bunătatea lui Dumnezeu e mare, mare, mare în dreptul tău. Merită Dumnezeu în această dimineață să cânți, să strigi, te iubesc, Doamne. Merită. Te iubesc, Iisus. Haideți să ridicăm pe picioare. Te iubesc, Iisus. Deschideți gura, cântă tare. Te iubesc, Iisus. Te voi iubi mereu. Te voi iubi mereu. Aș vrea o singură dată să mai cântăm strofa asta, dar vreau să vă rog ceva. Știu că poate o să vi se pară o rugăminte mai specială, dar vreau să vă rog asta. Totdeauna când soția mea cântă împreună cu mine, iar obiceiul își ridică mâinile sus. Și într-o biserică a venit un frate la mine și mi-a zis, frate,
De ce ridică nevasta mâinile sus? Că în Biblie spune că bărbații se ridice mâini curate. Și am zis, frate, stai liniștit, că nevasta mea nu le ridică pentru ea, ea le ridică în locul meu. Și i-am închis gura. Aș vrea în timp ce cântăm cântarea asta, dacă ai libertatea asta, mâinile pe care Dumnezeu ți le-a dat, aș vrea să le ridici înaintea Lui. Îți spun un secret. Eu nu pot să-i cânt Domnului, Doamne, te iubesc, și să stau așa ca un butuc. Nu știu cum poți tu. Eu nu pot să-i spun Domnului, Doamne, Dumnezeu din ceruri, așa de mult te iubesc, să stau ca un lemn. Voi nu vedeți, dar mâinile mele sus către Dumnezeu. Abia aștept acea zi când o să pot să ridic mâinile sus către El. Abia aștept acea zi când o să pot să-mi simt soția mea, copiii mei, abia aștept. Dar tu nu trebuie să aștepți acea zi. Tu poți acum. În timp ce cântăm cântarea asta, aș vrea să înalți mâinile tale către Dumnezeu. Dacă n-ai libertatea asta, te rog ceva, ridică-le în locul meu. Poate că o să zici, frate, dar mâinile mele nu sunt curate, că am furat, că am înșelat, dar eu spun ceva. Și dacă nu sunt curate, și dacă spătate mâinile tale, ridică-le înaintea Domnului, că sângele mielului poate curăți. Încă o dată te rog, așa în timp ce cântăm cântarea asta, să înalți mâinile către cer. Iar dacă n-ai libertatea asta în dreptul tău, ridică-le în locul meu, dar ridică-le până sus. Te iubesc, Iisuse. Și mai tare. Te iubesc, aleluia. O să voi iubi mereu. Te voi iubi mereu. Haideți să cântăm încă o dată și intrăm într-o rugăciune. Te iubi.